Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog pe această minunată insulă. Am ieșit și eu după aproape 3 zile din casă, puteam să mă mișc. Am mai făcut niște exerciții, am mai făcut niște treburi și acum cât de cât pot să merg un pic mai bine. Nu să praf. Dar nu mă grăbesc eu. De apa pe... Uitați frumos, e pe aici. Nu vreau să mă duc în parc, dar un parc... Nu prea mă atrage parcul, mai e mai frumos insula. Uite ce frumos e pe insula. Dacă vă place ceea ce fac, dați și voi un share, un subscribe, să vadă și prietenii voștri. Da, acum nu cred că bărci îți date la închiriat, că bate un vânt, bate vânt prea tare. Nu cred că odată bărci la închiriat. Mă duc acușa pe la ponton, să văd de care e treaba pe acolo. Cer scuze dacă mai vedeți pe sus, burând camera, că eu cu o mână și încerc să mă aranjez gâdăm ca să nu cadă. Mai tot ce frumos. Aș pune camera undeva și să filmeze. Așa, stai o perioadă, vreo câteva secunde, să te filmezi. Dar bate vântul ăsta, nu poate să țin. Nu poate să le iau pe mine ca mâna. După timp revin, asta ce o să fie mult mai mișto. Nu prins pe ăla care o dat cu mașina pe tine? Nu știu, trebuie să mă duc săptămâna viitoare. Dar nu ți-a zis poliția nimica, nu? Nu, nu m-a sunat nimica. Nu? Și ce ai pus? Păi e fractură, e mișcat alea cu osul. Atâta, nu? Da. Ah. Și-ai pus în... în aia, în fașă, ca să nu... Să l-ai imobilizat, nu? Da, da, ca să stai fix, să poată să prindă... Dar n-ai văzut numărul, nu? Da, să prindă alea cu osul. N-ai văzut numărul din mine? Nu. Hai, hai. Păi zi bună. Da. A, uite ce, cum se vede pe fundul apii, dacă voi vedeți. E cam... E cam... asta, agitată apa. Uite, nici aia nu-i dat drumul la ea. Uite, lumea mă întreabă, știi lumea? Mă cunoaște lumea. Vezi? Ești cunoscut pe Bacău. Bă, păcat, da, nu știu, mă mai gândesc, văd eu ce fac. Mă mai urc pe bicicletă vreodată, nu mă mai urc, nu știu. Vom vedea, vom trăi și vom vedea. Dacă îmi găsesc din ăla și găsesc pe cineva care să mă iei cu vreo 4.000 de lei și o vrea, mă găsește aici, eu fac anunț și pe OLX, o dau la 4.000 de lei.
mai jos de 4000, nu ăla de niciun fel. Că n-ați arunc eu să o dau la un preț de nica. Că am luat la un preț destul de măricel. Ce frumos e pe aici. Bă, dragul de a sta pe aici. Dacă nu, eu aș sta și m-aș întinde pe iarba asta, dar nu pot să mă întind. Uitați, nu mă pot întinde pe iarba. Am să mă duc pe ponton, nu aici, pontonul ăsta, mă duc pe pontonul celălalt să văd și eu, nu, acolo e muzică, na. Stau pe aici că-i mai liniște. Hai că mergem mai în față să vedem ce mai e. Revenim de mai încolo. Da, oameni bune, uitați ce frumos e aici pe ponton. Dar hai să mă duc dacă mai încolo. Să vă arăt și cum e aici. Mă duc și pe partea alaltă. După aia dau așa ușor, merg partea alta pe autogară, alea este strada, mă duc prin parcul mare, prin centru, merg ușor, nu fac mișcări bruști. Așa mai sufru un vânt rece, dar nu chiar de alt îngheț. Auzi ce frumos se vede. Mai era mișto dacă aveam o dronă, dar cu sun al țeu, cu mâinile astea. Și nici nu mergea drona acum. Drona nici nu mergea acum, bătea vântul și mă ducea, zburau aiurea, după aia nu mai găseam după aia. Bă, drona e bună când nu bate vânt. Ne uitați pe aici. Ce frumos e barca aia cu motor. O trec cu manete acolo cu viteză, dar n-am apucat să o prind. M-am ridicat, tot am oleacă la aia sare, oleacă jos și m-am venit cu viteză, că știi cum e barca cu motor, motorul are viteză. Și n-am apucat să o prind, dar ia ce frumos e pe aici. Încearcă să termin și piscina asta, aqua clubul ăsta. Abia aștept să ne vin și eu cu picior un pic. Să merg și eu ca lumea, dar merg ca lumea, dar nu merg exact la parametrii care mergeam eu înainte. O să mă mai doar un pic. O să mai fac o leagă de fricți pe acolo, fac o leagă de masaj acolo, la picior și o să mai întreacă, da? Ia ce frumos e! Frumoase! Bă, frumoase insula avem! Ia ce frumoase! Mai aduce un pic șpigurile, dar pe tot roaie de pietre, eu merg greu,
poate mă lovesc în vreo piatră, calc strâmb și după aia nu s-a ridicat apa asta prea mult. Nu e un nivel foarte mare. Când înainte nu era așa nivel de mare. Iată cum vă peștișori. Adică voi nu puteți să-i vedeți. Mai la fund. Hai că mă duc să văd dacă pot să trec la ponton pe insulita mică. Bă, ci că a fost 3 zile și 3 nopți. A fost bestial aici pe insulă cu festivalul Ioslanda ăsta, Ioslanda ăsta, festivalul ăsta de pe insulă. A fost fenomenal, a fost fain. Ci că 3 zile și 3 nopți, da? Eu cum n-am putut să merg? Nu, nu, stau așa cu mâna asta acolo și n-am și bani de capul meu cu piciorul. Ia uite, o domniță care face scamatoarii pe role. Nici pe picioarele mele nu mă pot ține ca lumea acum. Vezi cum mai fac scamatoarii pe role. Era faza ta tare să livrez piroli. Bă, să livrez piroli, dar să vezi când am de ridicat greutate mare, nu contează, livream piroli, era mișto. Da, nu mă grăbesc să merg prea repede, că după aia poate nu mai pot mai merge deloc. Da, e chiar, bă, dacă tot sunt pe aici, pot să merg un pic mai mult. Hai, cu o de oleac și prin centru. Da. Hai, coada alea, și prin centru. Mă dau un pic și prin centru. Da. Uitați și pe aici. Mai cobor un pic. Îmi pare rău că nu pot să folosesc mâna stângă, dar asta e. Bă, ce mai important e pentru că pot folosi pe dreapta. Dumnezeu că s-a întâmplat doar atâta și nu s-a întâmplat mai rău. Da? Asta e, da? Uite ce frumos e. Hai să nu ne mai gândim la chestia asta. Hai să ne gândim la frumusețile naturii. Uite ce frumos e afară. Ne gândim la vremea asta, la viața asta. Ne gândim ce mai fi mâine, poi mâine, ce mai fi dincolo. De acum colo. Ce se va întâmpla cu noi? Sau cu generația asta care nu va mai fi după noi? Acolo o grămadă de păsări, nu mai știu ce păsări sunt alea. Pontonul ăla lung. M-aș duce pe partea elaltă, da, am de mers și mă doare piciorul după aia. Vreau să obosesc prea tare. Da.
uitați frumos pe aici. Acum că nu pot pune la camera jos, mă plec eu. Mă doare piciorul. Era o lebădă. Îmi cer scuze, văzusem, eu văzusem o barcă. Că era o lebădă. Cam asta-i treaba. Cât e vară, sunt deschis. Cât e sezonul ăsta cald, din martie, april, deschisă insula, la deschisă tot anul. Cât e cald, deschisă și terasele, că nu mai e așa, gata. Terasele o dau la hibernare, iarna. N-a ce face ăștia iarna. Mai dacă mai sunt ăștia care mai pun globulețe din alea cu căldură în ele. Ca să mai țin un pic, mai câștig și aici. Da, ne e frumos pe insulă. Să știți. Mie îmi place. Îmi place aici, cum e făcut șmecher. Ușa aia, parcă așa rustic, pare, parcă cred că e dintr-o poveste, știi, din aia. E pe... Da, cam asta-i. Vă mai arăt, mai încolo. Dacă mai e ceva. Da, hai să vă arăt și niște două gaticuțe frumoase. Da, ce frumos e pe aici. Dar nu știu ce a întins pat albă pe asta. Nu știu ce a întins-o. Nu știu. Aia, că stărea, că stena aia mică o luat de acolo și mutat-o în partea elaltă. Și-a făcut acolo. Nu știam eu de ce nu o iași pe aia. O luat-o până la urmă. S-a dus-o acolo și a făcut, uite, scena aia unii cu aia, a fost aici unde sunt băieții ăștia. Dar la anul îmi iau 3 zile de festival Ghiți Osland. Și iau un bilet, văd ce mai fac unul. Dar nu de 3 zile, ne iau 3 zile pe la altul. Mă le iau de o zi și cred că îl dau. Giveaway. Copchinii au buni.
Hai să vedem, sper să nu fii închis. Dar putem trece un pic. Se va arăt și eu cum e. Uite, eu lăsat sucidierile alea două acolo. Cred că și pe alea trebuia să-l iei. Dar o să vină, cred că să-l iei și pe alea. Doar nu o să le lese aici. Bă, a fost o nebuneală, a fost o mișto pe aici. Festivalul ăsta. Cred că la anul, t-am zis, la anul, v-am zis, la anul, sigur, îmi iau și eu bilet. Pentru 3 zile, fac filmări, fac din alea, dar nu fac. M-am făcut prietenașul meu. O pus și i-a dat strike. Adică nu l-a lăsat să posteze. Adică eu închis. Mi-a dat raport. În loc să pună, făcea un video așa frumos, cum era. Făcea un video așa frumos, prin colo, colo, colo. Poate se băga frumos cu, făcea rost, nu știu cum, el de o chestie și făcea și el un interviu. Pentru canal la el și făcea și el ceva. Dar ce să fac? Ce știe el? Eu dacă aveam, eu aveam idei din astea, dar n-aveam cu cine să aplic. Cine să-mi țină și mie camera să fac, să fac treburile astea. Da? A, uite, asta era mapa festivalului, cum era. Uitați cum a fost mapa festivalului. Aici a fost Gravity Star, de asta nu știu ce era aici. Era o scenă aici și pe asta era VIP zone. Adică ea care erau mai, care aveau, care plăteau VIP-ul, adică 400 de lei. Stăteau sus pe alea, mă, aveau dreptul acolo. VIP zone. Și acolo era VIP zone, nu știu ce mai era. Adică pe acolo, pe sus. Nu știu ce era pe aici cu VIP zone asta. Dar măcar, măcar a fost fain. Nici am auzit. Și din ce am văzut din interviul ăla de la Hara Media, am văzut că a fost ceva fain. Da, poate cu ajutorul bunului Dumnezeu la anul îmi rezerv 3 zile să vin la festival, la Ghițioasland. 3 zile. Mă las de orice, strâng bănuți, îmi iau biletul. Strâng bănuț, îmi iau biletul, strâng vreo, vreo 300 de lei biletul și cu vreo 200 și ceva de lei, 300 de lei. Alea cam vreo 5-600 de lei să am de eveniment. Bă, să fie așa, total, 600 de lei adunat. Au, ce frumos. Asta văd că e sponsorizată de Dedeman. A fost sponsorizată de Dedeman festivalul ăsta. Da, că am văzut multe pancarde de prin oraș cu Dedeman, Dedeman. Festivalul cu Dedeman, cu alea. Acum cred că aici facem un parculet, cred că. Cred că, nu știu, fac ăștia acolo. Da. Mai ne vedem mai încolo. Vedem ce mai e. Ne-a uitat. Am mai revenit un pic. Acolo, uitat. Ce frumos e. Trebuie să mă opresc un pic să schimb și bateria, că am 14%. Dar nu mai vreau să mai stau, vreau să mă opresc undeva. E o prostie din asta, e o lemnărea din asta.
mă opresc pe o furtuni din asta, să schimbăm bateria și când ajungem acasă să o punem la încărcat. Dar nu prima este cu leac de umbră. Și dăm așa o tură, mergem puțin prin centru, dăm un pic de parc și după aia ne trândăm așa, ușor, ușor, ușor spre casă. Până la ora, hai să zic, 7-8 să fiu acasă. Da. Hai că revin după ce schimb bateria, că am stat acolo, n-am schimbat-o. Că avea 50%. Acum nu știu s-o dus așa de repede. Hai, revin cu următoarea baterie. Ea mai merge, da? Hai că revin cu următoarea baterie. M-am revenit și cu filmarea niște de pinsulă și poate o să dăm o tură și un pic pe centru dacă vedem cum stăm cu timpul și dacă ne mai permite picioarele să mai mergem. Nu depinde de mine, că eu aș vrea să mă duc, dar să văd dacă mă tânși picioarele. Uite șobolanul. Ai văzut șobolanul? Ai văzut ce mare-i? Uite bă, ce o fugi șobolanul. Dacă de mare era. O fi de apă. Nu fi un sofidus. Nu te du acolo. Am văzut șobolanul, dar nu știu un sofidus. O fugit în apă, cred că. Se răcorească. Cumva am zis, abia aștept să-mi dau fașa asta jos săptămâna viitoare, vedem ce spune doctorul și cu timpul îmi revin ușor, 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 trebuie să dau drumul și la mână. No, nu, deocamdată nu. Ați văzut ce a făcut prietenașul meu cu camera GoPro Hero 10 lui? O băgat-o în apă, nu o băgat-o în apă, o băgat-o în gheață, l-a înghețat. M-a lăsat-o peste noapte, acolo 12 ori, cam atâta m-a lăsat-o, cam așa. Și acum să vedem și noi ce... Nu mă dau la o parte, că ăștia parcă merg ca descreierații. Vai de glumi din astea, țaca-paca, țaca-paca. Da, frumos. Îmi place pe aici pinsul. Chiar îmi vine să mai... Da, îmi vine să vin odată, să mă întind pe pontoan și să stau, să mă relaxez. Da? Decât mă duc în parc, mai degrabă vin pinsul. Da, pe buni. Că în parc, parcă zici că e o plictisală, o molotoneală, morotoneală, cum se pronunță, ca lumea când mai știu eu acum, de când cu nebuneala asta și cu durerea asta de mână și cu piciorul, nu mai știu, nici mai știu să mai vorbesc, ca lumea, uitat. Frumos colo. Abia aștept să-mi dai pansamentul ăsta, da, pansamentul ăsta jos de pe mine, să văd și eu ce spun doctorul. Bă, să-mi revin la mână ușor, 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 că după aia îmi dau drumul și la picior. Dacă reușesc să merg bine cu mâna, îmi dau drumul și la picior, efectiv. Îi mulțumesc pe această cale lui mama, că m-a ajutat de a-mi ajuns în pasul ăsta. Unii sunt eu, datorită ei cu minunățile ei de soluții, de nu știu ce miracol a fost aia, că mi-a făcut leac de masaj cu chestia aia, nu știu, zis că avea ceva de crin, n-aia care să aspirină, m-a zis ceva, mai avea o chestie care mi-a lăsat o leac cam ciudat, dar și-a făcut efect, m-a dat de vreo 3 ori. A făcut efect treaba.
Nu mă mai doare acum așa tare piciorul. Văd așa seară. În seara asta, nu știu, că e plecată până la țară, să vedem, să vedem astăzi cum decurge, cum vine la țară. Dacă vine obosită prea tare, nu m-au pus mai de azi. Dacă nu vine obosită prea tare, o rog frumos, să mai dea o tranșă, ca să mă fac și eu o leacă de cât bine. Nu merg cum mergeam eu înainte, dar nici chiar cum eram după trupul. Când am ieșit din spital, mergeam, parcă zic că eram... Mama de acum se enerva. Da, cam asta e. Revenim mai încolo, vedem ce mai e. Ce mai vedem, ce mai găsim. Dacă nu mai e nimic interesant, vedem că n-am mai filmat, înseamnă că totul e ok. Hai că revenim mai încolo.